Bună, draga mea! Sunt Lunaala! Dacă te-ai născut pe 28 ianuarie, ești un tip de jucător singuratic căruia nu-i place să respecte regulile general acceptate. Înflorim de entuziasm, ești un adevărat aventurier. În plus față de energia fizică și mentală incredibilă, ești înzestrată cu hotărâre și cu o perspectivă pozitivă asupra vieții. Dorești ce este mai bine pentru toți oamenii și ești dispusă să-i ajuți dacă este necesar. Spre deosebire de ceilalți vărsători care preferă să observe viața de la distanță, dacă din punctul tău de vedere merită să lupți pentru ea, ești gata să te lupți. Tu ești capabilă de lucruri minunate, dar ai nevoie nu doar de determinare, ci și de puterea fizică. Cu toate acestea, nu ar trebui să uiți niciodată despre factorul spiritual. În plus, voința este foarte importantă pentru tine, ceea ce dă sens la acțiunile tale și îți concentrează resursele interne. Tu ești o individualistă în alegerea căilor și a intereselor. Universul te-a înzestrat cu obiectivitate în evaluarea capacităților tale. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: progresivitate, originalitate, colectivism, prietenie, preconcepție. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul. Planeta este favorabilă pentru cele care descoperă noi direcții în artă. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru nerespectarea priorităților, precum și lipsa de interes propriu. Se poate spune că ești printre puținii vărsători adevărați, dorești o viață mai bună pentru întreaga omenire și ești dispusă să lucrezi la acest lucru cât de bine poți. Tu urăști regulile și convențiile și le încalci cu bucurie. Ești un fel de lup singur, care a fost creat pentru jocul individual în echipă cu tine însăți. Ești optimistă, hotărâtă, aventurieră în dragoste și în tot ce este neobișnuit, plină de energie, iar fizic nu poți rămâne într-un loc prea mult timp. Tu ești întotdeauna gata să lupți pentru ceva, să intervii și să schimbi cursul evenimentelor. Ești în felul tău o luptătoare. În ciuda faptului că poți părea încrezătoare și fără teamă de pericol, îți controlezi întotdeauna acțiunile. Desigur că nu există pădure fără uscături, de aceea, în unele cazuri poți fi urmărită de ghinion, o supraevaluare clară a propriei tale puteri, mândrie pronunțată și vanitate. Ești destul de mulțumită de timpul tău liber, mai ales dacă ți-l petreci citind, vizionând programele de divertisment sau participi la sporturi interesante. În același timp, interesul pentru artă, și în special pentru teatru, nu este străin pentru tine. O astfel de distracție îți va fi comună până când vei avea dorința de a-ți schimba stilul de viață. Preferând să urmărești evenimentele prin prisma ta, trebuie să fii activ în viața reală, ca să nu te implici în evenimente pentru care nu ești pregătită. Tu vei reuși mult mai mult dacă vei deveni o sursă inepuizabilă de inspirație pentru familie, prietenii și colegii tăi. Detașarea, izolarea de lume nu este în mod clar pentru tine. Într-adevăr, tu provoci soarta care ți-a stabilit o cale completă diferită. Știi că nu este deloc necesar ca tu, o persoană cu încredere în sine și sinceră, să fie emoțională și superficială. Dimpotrivă, tu ești foarte practică. Interesele tale sunt foarte diverse, adesea dependente de zona în care nimeni nu a tratat încă acel subiect. Tu ești cea mai fericită când conduci și depășești obstacolele. Trăsăturile tale distinctive, o originalitate pronunțată și o onoare care te poate ține sub control. Pericolul real pentru tine este să pierzi legătura cu realitatea. Așteptând prea multe de la viață, poți evalua viața de zi cu zi ca o afacere monotonă și plictisitoare. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, o astfel de doamnă este interesantă, originală, prietenoasă. Activitatea ta mentală este vulcanică. Educația ți-a fost oferită cu ușurință, iar orice informație primită o prelucrezi. Tu ai o dezvoltare complexă și aspiri la orice vârstă la cunoașterea lumii, dar deseori o idealizezi. În rare cazuri, te îndrepți spre trecut, viziunea ta este, de obicei, direcționată către un viitor care te interesează mai mult, prețuind de asemenea libertatea. Cum afectează data de 28 ianuarie soarta ta? Ai o voință puternică. Persistența ta de spirit și tăria de caracter nu poate fi decât invidiată. Tu nu te bazezi pe alții, ești obișnuită să rezolvi totul în afacerile tale. Autosuficiența te face independentă, îți dă încredere în propriile tale abilități. Un astfel de set de calități îți aduce rivali periculoși, pentru că în realitate ești nemiloasă. Tu nu te vei compromite niciodată, nu îți pasă de interesele altora. Ai un caracter agitat și un temperament greu de suportat de către mulți dintre cei din jur. În dialog, nu vei recunoaște niciodată că ești în neregulă, chiar dacă este evident. Tu insiști singură inventând de tot felul de argumente. Un astfel de stil de viață îți poate promite singurătate și respingere. Oamenii nu tolerează lipsa de respect și neglijarea. Constelația vărsătorului îți întărește obsesia despre tine însăți. Poți fi narcisistă și egoistă, obsedată de propriul profit și de îmbogățire. Pentru a-ți atinge scopul, tu nu eziți să recurgi la cele mai neortodoxe metode. Reticența de a face concesii și de a recunoaște opinia altcuiva îți complică foarte mult relația cu societatea înconjurătoare. În dorința de a-ți dovedi unicitatea și autosuficiența uiți de toate calitățile tale pozitive, permițând negativului să iasă la iveală. Tu nu ești predispus să lupta cu partea ta proastă, ceea ce poate duce la singurătatea ta totală. Prin principiile tale, vei putea dobândi cu greu prietenii loiali și, într-adevăr, puțini oameni vor putea să-ți îndure temperamentul. Prin urmare, toate adversitățile și necazurile tale vor trebui să se întâlnească în singurătatea ta mândră. La urma urmei, miezul tău interior și vitalitatea te vor ajuta să supraviețuiești în orice situație dificilă. Inventivitatea și dorința de a câștiga te vor ajuta la depășirea tuturor obstacolelor dificile. Deci, chiar dacă ești suficient de puternică pentru a face față tuturor vicisitudinilor vieții, trebuie să lucrezi în continuare asupra ta și să găsești niște prieteni credincioși. La urma urmei, împreună cu ei îți va fi mult mai ușor. Ai o bună capacitate de învățare, o minte extraordinară și un intelect sclipitor. Erudiția ta te ajută nu numai la locul de muncă, ci și în comunicare. Ești predispusă la creativitate, natura ta extraordinară și originală încearcă să creeze ceva spiritual și frumos. Ești permanent în căutare de noi aventuri, ești foarte atentă, pentru că deschizi noi orizonturi. Ești capabilă să vezi frumosul în detalii. Uneori cauți tu însăți singurătatea pentru a-ți explora lumea interioară. Tu atragi energia și forța naturii și a lucrurilor din jur. Dacă nu ești atrasă de creativitate, te vei înțelege perfect cu sfera afacerilor. Experiența și inteligența ta te ajută la trecerea ușoară pe scara carierei. Datorită capacității de a simți oamenii intri cu ușurință în noi contracte de afaceri, iar diligența născută îți promite securitatea în termeni materiali, dragoste și compatibilitate. În ciuda autosuficienței, relațiile joacă un rol semnificativ în viața ta. Prietenia este aproape la fel de necesară pentru tine ca iubirea, iar atașamentul față de o persoană se bazează adesea pe rudenia intelectuală. Ești mai pasională decât orice alt vărsător și preferi o relație permanentă, cu excepția cazului în care un partener încearcă să-ți restricționeze libertatea. Tu vei găsi înțelegerea reciprocă cu următoarele semne ale zodiacului: Balanța, Gemenii și Săgetătorul. Relații la nivel mediu, unde totul poate fi posibil, cu Berbec, Leu, Pești și Capricorn. Te poți obișnui cu aceștia, poți renunța la pretențiile reciproce, familia ar putea avea loc. Nu vei putea crea o relație de încredere cu Taurul, Racul, Fecioara, Scorpionul și Vărsătorul. Aceștia au căi diferite, alte sarcini și, prin urmare, alte priorități ale vieții, locuri de muncă și carieră. Astrele spun că poți deveni faimoasă și celebră. Pe lângă forța fizică pe care o antrenezi cu plăcere, Nu trebuie să uiți de voință și puterea spirituală. Ursitoarele te-au înzestrat cu calm, obiectivitate, gândești întotdeauna înainte de a face ceva, dar și cu mult prea multă încredere în sine. În ceea ce privește petrecerea timpului liber, se pare că te limitezi la vizionarea programelor TV și citirea poveștilor cu detectivi. Cu toate acestea, poți fi interesată de viața culturală în general și de spectacolele teatrale în special. Sănătate și boli. Fiind foarte emoțională și impetuoasă, locul tău vulnerabil este sistemul nervos. Ești predispusă la afecțiuni nervoase sistemice. Pentru a evita acest lucru, trebuie să-i cultivi reținerea și calmul. Și pentru asta ai nevoie de activitate fizică, yoga, meditație. Problemele cu sistemul nervos se pot manifesta până când îți vei pacifica natura emoțională. Pentru a promova dezvoltarea voinței și autocontrolului, este foarte important să practici discipline spirituale. Deseori poți fi ghinionistă, mai ales în momentele în care energia ta turbulentă este în afara controlului. Trebuie să-ți controlezi emoțiile turbulente. Este de dorit ca cineva dintre cei dragi, iubitul sau prietenul tău să aibă un temperament calm și flegmatic, să stea ferm pe pământ, să aibă o experiență bună în practică și să te poată influența în consecință. În ceea ce privește alegerea dietei, pasiunea ta pentru tot ce este neobișnuit se manifestă și în dragostea pentru bucătăria exotică și neobișnuită. Această pasiune ar trebui încurajată. De asemenea, nu uita de mișcare și de sport. Destinul și norocul. Tu ai o natură voioasă, ambițioasă și intenționată. Stai ferm în picioare. Ai întotdeauna propria ta părere, îți place la nebunie să argumentezi, să-ți dovedești rațiunea, logica sau impresiile și în același timp nu asculți prea mult opiniile altora. Îți urmărești numai propriile tale interese, fără a acorda atenție altora. În acest sens, poți avea relații tensionate. În viața ta, va trebui să realizezi totul cu munca ta, deoarece nu vei putea să te bazezi pe sprijinul din afară. În viața de familie, de obicei nefericită, poate că vor exista mai multe căsătorii. În sfera financiară, totul depinde de capacitatea ta de a câștiga bani și de capacitatea de a-i păstra. Sfaturi pentru tine. Trebuie să te asiguri că viața nu te implică în acele evenimente în care nu dorești să participi. Ar trebui să ai grijă să devii o muză pentru cei dragi, dar, evident, merită să fii ancorată în realitate, zboară mai rar în lumea viselor, ești destul de precaută și atentă. Principalul lucru pentru tine este să găsești afacerea interesantă pentru tine. Pentru a-ți construi o carieră strălucitoare, trebuie să acționezi mai îndrăzneț și, mai des să-ți asumi riscuri. Se poate întâmpla să te concentrezi asupra unei zone de activitate extrem de nepopulară. Aceasta te poate face fericită să depășești dificultățile. Trebuie să te temi de pierderea conexiunii tale cu viața reală. Dacă tu decizi că viața de zi cu zi este prea plină de rutină, plictisitoare și monotonă, o poți schimba pentru lumea viselor și a ideilor. Încearcă să fii mai calmă, răbdătoare, evaluează obiectiv capacitățile tale. Gândește de 3 ori înainte de a acționa. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles te va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu o sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și iepuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu-zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag caleidoscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine, ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.